Care este puterea secretă a femeilor în funcție de zodie? Tu știai care este atul tău? Află care este punctul tău forte și explorează-l la maximum. Berbec. Femeile din Zodia Berbec vor avea foarte multă susținere dacă vor avea curajul să înceapă ceva nou anul acesta. Astfel că vei da dovadă de forță dacă te vei hotărâ să începi lucruri noi, proiecte sau acțiuni noi anul acesta. Femeia din Zodia Taur își are puterea interioară în hotărârea și ambiția cu care își va urmări obiectivele. Astrologii recomandă să te centrezi pe ele și să le urmezi și să nu cedezi de la ideile tale. Gemeni. Puterea secretă a femeii gemeni constă în răbdarea pe care o cultivă în acest an. Va fi important să lucrezi pe tema răbdării. Trebuie să te străduie să-ți duci proiectele la bun sfârșit și să nu te încarci cu un număr foarte mare de obiective și intenții. RAC Forța ta constă în vocea ta interioară. Dacă vei asculta ce spune inima, vocea ta interioară, anul acesta, atunci vei avea parte de multe lucruri minunate. LEU Trebuie să accesezi zona generozității. Nu trebuie să fii încrâncenat în a urmări obiectivele. Cu cât vei fi mai generoasă, cu atât vei avea mai mult de câștigat în acest an. Pecioară. Puterea ta secretă în acest an constă în a nu-ți dezvolui intențiile și planurile celor din jur, astfel că nu vorbi despre planurile tale, deoarece în felul acesta lucrurile nu vor mai funcționa așa. Balanță Puterea ta secretă anul acesta constă în a avea curajul de a-ți face ordine în viață, acolo unde există blocaje, indiferent de domeniu, fie că este vorba despre relații, carieră, studii sau orice domeniu care nu funcționează, trebuie să știi să te oprești și să o iei pe alt drum. În felul acesta, viața ta va cunoaște o schimbare fabulă anul acesta. Femeia Scorpion Armata secretă anul acesta va veni din disponibilitatea ta de a deschide sufletul în fața celorlalți. Trebuie să le transmiți celor din jurul tău exact ceea ce simți, ce te nemulțumește și ce vrei de la ei și vei vedea că lucrurile vor funcționa mai bine anul acesta. Femeia Săgetător Femeia Săgetător trebuie să învețe să trăiască în prezent, să nu mai proiecteze în viitor, decât aici și acum. De asemenea, trebuie să învețe să-ți vadă propriul interes, dar acel interes prezent și viața ta va cunoaște o schimbare. Trebuie să te alegi pe tine mai mult. Capricorn. Femeile din zodia Capricorn trebuie să finalizeze ceva ce au lăsat în urmă, un lucru la care au renunțat în trecut. Este un an în care poți să închizi situații și dorințe care erau doar în stadiul de vis și dorință. Vărsător. Anul acesta puterea acestei femei constă în centrarea pe planul carierei sau pe un scop sau proiect, pe un plan mare și ambițios care este posibil să nu se finalizeze în acest an. Dar dacă îi vei da startul acum, nu doar că îți vor aduce nori, dar îți vor da și o mare forță. Pești, puterea ta interioară constă în capacitatea ta interioară de a ierta trecutul. Un alt aspect al puterii tale interioare constă în ascultarea intuiției, care te va ghida să faci alegeri bune. Dacă vei face aceste lucruri, vei avea parte de un an extraordinar, relatează Realitatea.net.